Municipiul reședință de județul Ceava se va înfrăți cu capitala unei regiuni autonome din China, Yinchuan. Primarul Sucevei, Iolungu, a precizat că în ședința de Consiliu Local din luna august va supune spre aprobare propunerile de înfrățire cu orașul Yinchuan, China, cât și cea cu Caravas din Cipru, scrisori de intenție în acest sens fiind deja transmise de către omologii săi. Orașul Yinchuan, cu o suprafață de aproape 9.000 de kilometri pătrați și peste 2,5 milioane de locuitori, are și o istorie bogată, fiind fosta capitală a unui important imperiu chinez. Yinchuan este și o importantă platformă internațională de schimburi economice și culturale între China și țările arabe, precum și unul dintre cele mai bine dezvoltate tehnologic orașe din lume. Yinchuan are o mulțime de tehnologii uimitoare implementate, de la plata călătoriilor cu transportul în comun direct prin softuri de recunoaștere facială, până la hologramă care oferă asistență celor care vin la primărie cu diverse probleme. Parteneriatele Sucevei cu Yinchuan și cu orașul turistic Caravas vor fi transmise spre analiză și avizare Ministerului de Externe, conform procedurilor în vigoare. Suceava mai are parteneriate de acest gen cu orașe din Palestina, Franța, Polonia, Ucraina și Republica Moldova.